O avem drept invitată pe doamna Eugenia Bojoga, care este doctor în filologie, profesoară de lingvistică la Institutul Pontifical Vatican și predă lingvistică generală, tipologia limbilor romanice și sociolingvistică la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Doamna Bojoga are un parcurs academic impresionant. Vreau să vă spun cu mândrie că a pornit de aici parcursul academic a doamnei Bojoga. A absolvit facultatea de jurnalism la USM Chișinău și studii doctorale la Academia de Științe a Moldovei. A activat în calitate de cercetător științific la Institutul de Filologie, pe atunci se numea Institutul de Limbă și Literatură, acum Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD. A colaborat cu noi până în 2002. A beneficiat de burse de studii în Spania, în Germania, a colaborat la proiecte naționale și internaționale prestigioase. În calitate de profesor invitat, a ținut cursuri și conferințe la mai multe universități europene din Berlin, Münster, Almeria, Valencia, Viena, Universitatea din Praga, Universitatea din Napoli. Este o personalitate cu recunoaștere internațională, un filolog notoriu. Este membru a Societății Internaționale de Lingvistică Română, membru a Comitetului Științific al Colecției Q-Linguistic, coordonată de Universitatea Humboldt din Berlin și de editura Peniop din München. Vreau să vă spun că din 2005 până în prezent au apărut 15 volume. Invitata noastră a participat în cadrul prestigiosului proiect internațional Un istoar social de langue romaine, genèse, construction et évolution sociolinguistique d'une famille de langue la Universitatea Paul Valéry, Montpellier, Franța, care a demarat în martie 2017 și s-a încheiat în ianuarie 2019. Doamnei Bojoga i-a revenit parte referitoare la istoria sociolingvistică a limbii române de la origini până în prezent. A elaborat capitolele Le Determinations socio-istorică de român, Elieu Român, Amuldavi. Dragi colegi, doamna Eugenia Bojoga a publicat numeroase studii și articole în România, în revistele din Republica Moldova și în reviste prestigioase din Occident. A editat în colaborare lucrările primul simpozion internațional de studii românești din Cehia, în limba cehă, și Eugeniu Coșeriu, Perspectivii contemporane în limba franceză. Ediția în două volume a apărut la Cluj în 2012. Am editat împreună cu Cornel Vâlcu și Oana Boc ediția Școala Coșeriană Clujeană, Contribuții, volumul 1, a apărut la presa Universitară Clujeană în anul 2017. Doamna Eugenia Bojoga a făcut o foarte pertinentă analiză sociolingvistică a limbii române din Republica Moldova. În volumul Limba română, între paranteze, apărut în 2013, a făcut o analiză amplă a stării limbii române în spațiul nostru postsovietic. Volumul scrie pe coperta patra Vitalie Ciobanu, reprezintă o contribuție utilă și edificatoare pentru depășirea crizei identitare care macină societatea moldovenească, confruntată în prezent cu două câmpuri de forțe antagonice. Pe de o parte, moștenirea sovietică, cea care o trage în trecut, încurajându-i prejudecățile și inerțiile păguboase, și pe de altă parte, exigențele modernizării, adaptarea la standardele și la nivelul lumii moderne occidentale. Am încheiat citatul. Știm cu toții că doamna Eugenia Bojoga este nepoata ilustrului lingvist Eugeniu Coșeriu. Este bine cunoscută contribuția domniei sale la promovarea operei coșeriene. Doamna Bojoga este președintele Asociației Cultural-Științifice Eugeniu Coșeriu. Teoriile marelui savant sunt promovate și traduse de Eugenia Bojoga în limba română, așa încât să devină accesibile cititorului de la noi. Doamna Bojoga este o foarte bună prietenă a Chișinăului. Am ascultat-o vorbind cu pasiune și cu mare cuprindere academică despre opera coșeriană,
despre statutul limbii române în spațiul nostru, despre probleme lingvistice de mare interes pentru noi toți. Suntem bucuroși și suntem onorați de prezența domniei sale printre noi la această conferință online. Doamna Bojoga, bună ziua! Bună ziua! Sal de mulțumiri pentru că ați acceptat invitația noastră în cadrul acestui proiect. Eu vă mulțumesc de invitație și să știți că am foarte mari emoții. Am început cariera mea, așa cum ați spus, la Institutul de Limbă și Literatură pe timpuri și în 90 am plecat la doctorat, un doctorat în lingvistică, paralel am făcut și adoptat spaniol german. Deci am mers în continuare pe lingvistică, dar preocupările mele, așa cum ați observat, țin de un context mult mai larg, filologic, să zicem, sau studii culturale, deoarece doctoratul la Chișinău l-am făcut în literatură. Și probabil știți că fac parte din colegiul de redacție al revistei Contrafort, unde mai public uneori, deci pasiunea pentru literatură nu mi-a dispărut, e așa în surdină și uneori revin la ea cu mare drag. Deci vă salut pe toți și vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate. Și vă ascultăm cu mare drag și cu mare interes. Deci, dragi prieteni, așa cum ați observat, se aude bine sau nu se aude foarte bine? Acum se aude foarte bine. Au fost câteva momente de rupturi, dar acum se aude foarte bine. Încerc să mă apropii mai mult de calculatorul meu. Așa e bine. Așa e bine. Deci ați văzut că tema pe care am propus-o e destul de largă. Eugeniu Coșeriu public, pe potrivă, adică unui public filologic, unui public intelectual și nu doar lingviștilor. Deci va fi o prezentare, o să zicem, diversul și filologic. Vorbi despre evenimentele care au avut loc în ultimii 3 ani, în ultimii 4 ani, din 2016 până în prezent, dar o să vă rog să-mi îngăduiți să revin din când în când la o prezentare PowerPoint pe care o am aici, pe calculator. Deci, altfel spus, prezentarea mea ar putea să se numească Actualitatea și viitorul gândirii lui Eugeniu Coșeriu, deoarece tocmai acesta a fost titlul penultimului congres Eugeniu Coșeriu, care a avut loc în august 2017. În Peru, la Lima, dar vom vedea pe parcurs și aceste evenimente îl vom trece în revistă. Înainte de aceasta, vreau să spun câteva cuvinte despre teoria lui Eugeniu Coșeriu și de ce noi considerăm că este foarte actuală. Sau mai bine zis, când zic noi, îi am în vedere și pe colegii mei de la Universitatea din Cluj, deoarece eu fac parte dintr-o echipă. La Cluj există un centru de studii integraliste Eugeniu Coșeriu, pe care l-am transformat acum în Asociație Cultural-Științifică Eugeniu Coșeriu. Ei, această activitate a început în 1988, grație profesorului nostru Mircea Borcilă. Ce s-a întâmplat în acel an? Domnul profesor a fost în
studență, deci a plecat în 1980 în Stalinie, ca profesor de limba română și acolo mare chomskian, deci adept al teoriei lui Noam Chomsky, și la universitatea unde preda în Statele Unite, avea colegi care predau lingvistică romanică, printre care un profesor din Argentina, care, întâlnindu-l pe domnul Borcilă și aflând că este din România, i-a adresat o singură întrebare. Bine, bine, domnule Borcilă, dumneavoastră sunteți român și dumneavoastră sunteți mare adept al lui Chomsky, dar de Eugeniu Coșeriu ați auzit? Fiindcă mie personal teoria lui Eugeniu Coșeriu mi se pare mult mai interesantă și mult mai cuprinzătoare decât doctrina lui Chomsky. Și atunci, domnul profesor Borcilă, și dintr-un orgoliu, așa să zicem, patriotic, a început să se ocupe de teoria lui Eugeniu Coșeriu, în sensul că a împrumutat cărți de la bibliotecă, de la acel coleg argentinian, și peste vreo 4-5 ani s-a întors la Cluj și din 1988 a început să predea lingvistică generală după Coșeriu. Și treptat, discipolii domnului profesor Coșeriu au ajuns, să zicem astăzi, în jur de 40 sau poate că în jur de 50, doar că sunt răspândiți pe la universități în întreaga lume. Și în Statele Unite, la Universitatea din Geneva e Cristian Botta, la Universitatea din Tours în Franța e studentul nostru Marius Nog, la Universitatea din Osaka în Japonia e colega noastră Emma Tămâianu și așa mai departe. Domnul profesor între timp a coordonat peste 40 de teze de doctorat cu tematică coșeriană. Practic, ce au făcut acești colegi ai mei? Fiecare a dezvoltat câte un aspect din teoria lui Eugeniu Coșeriu. Eu personal m-am ocupat de receptarea teoriei lui Eugeniu Coșeriu în spațiu sovietic, adică în fosta Uniune Sovietică. De ce? Paradoxal, în 1963, rușii au tradus Sincronie, Diacronie și Istorie, publicând acest studiu, e considerat capodopera lui Coșeriu, Sincronie, Diacronie și Istorie, într-o prestigioasă colecție, Novaya Vyazakoznanie. Deci, studiul propriu-zis apare la Montevideo, deoarece Eugeniu Coșeriu pe atunci era profesor la Universitatea din Montevideo, în Uruguay. În 1958 publică acest studiu, în spaniolă, firește, și în 1963 apare într-un tiraj enorm la Moscova, așa cum spuneam, în colecția Novaya Vyazakoznanie, volumul 3. Ei bine, în prefața pe care a semnat-o Vladimir Zvegintsev, un celebru lingvist sovietic la acea vreme, autor de manuale de lingvistică generală și de diverse antologii, Eugeniu Coșeriu era prezentat drept mare lingvist uruguaian. Deci, din moment ce scria în spaniolă, l-au asociat țării Uruguay. Doar că în 1963 Eugeniu Coșeriu deja era profesor la Tübingen în Germania. Fiindcă această operă îl face celebru pe Eugeniu Coșeriu în toată lumea, deoarece e un studiu care se plasează automat la nivelul discuției internaționale din acea vreme. Cei care au făcut lingvistică, amintiți-vă, în anii 50-60 era în plină vogă structuralismul, erau dihotomiile lui Saussure transformate în antinomii, limba-vorbire, sincronie-deacronie. Și mai mulți lingviști din toată lumea au venit cu diverse soluții la aceste antinomii. Se pare că cea mai validă a fost soluția oferită de Eugeniu Coșeriu tocmai în această carte, Sincronie, Diacronie și Istorie, în care Eugeniu Coșeriu demonstrează că de fapt nu e deloc o antinomie și că cei doi termeni, sincronie, diacronie, sunt complementari și celebra fraza lui Eugeniu Coșeriu că limba funcționează sincronic și se constituie diacronic,
a fost preluată aproape în toate manualele de lingvistică sovietică. Deci și în manualele apărute la Novosibirsk, la Minsk, la Moscova, la Leningrad, etc., etc. După ce Eugeniu Coșeliu se transferă la Universitatea din Tübingen, în Germania, lingviștii ruși, sau mai bine zis sovietici, au continuat să-l recepteze pe Coșeliu și în domeniul semanticii, în domeniul istoriei lingvisticii, în domeniul lingvisticii textului, acestea sunt capitolii din teza mea de doctorat, doar că deja Coșeliu era prezentat ca mare lingvist vest-german sau celebru lingvist occidental. Ce vreau să spun cu asta? Până în 1991, niciodată nu s-a menționat că Eugeniu Coșeliu este originar din Basarabia sau Eugeniu Coșeliu este român. Absolut deloc. Deci s-a trecut cu vederea acest amănunt. Doar după 91, fiindcă a fost reeditată Sincronia, Diacronia și Istoria de mai multe ori, în volum aparte, doar acolo e menționat faptul că Eugeniu Coșeliu e născut în Basarabia. Și cu aceasta am închis paranteza. Și probabil ar fi cazul să mai spun câteva cuvinte la traiectul lui Eugeniu Coșeliu, fiindcă sunt sigură că foarte mulți din cei care ne privesc nu au auzit sau nu au avut timp să se documenteze în ce privește pe Eugeniu Coșeliu. Eugeniu Coșeliu s-a născut în 27 iulie 1921 la Mihăilen Râșcani. A studiat la Bălți, a făcut liceul Ion Creangă la Bălți și după aceea, în 1939-1940, a studiat la Universitatea din Iași și timp de un an de zile a absolvit toată facultatea, deci cei 4 ani de litere și paralel a făcut și 2 ani de drept, fiindcă tatălui Coșeliu insista foarte mult ca Eugeniu Coșeliu să studieze și dreptul. Și în 1940, în iarna lui 40, în decembrie pleacă la Roma cu o bursă de studii la Universitatea Sapienza din Roma. Deoarece în vara lui 1940, indiferent de contextul politic, statul italian oferă 2 burse statului român pentru 2 studenți. Și profesorul de italiană de la Iași îi sugerează lui Eugeniu Coșeliu să participe la acest concurs. Și Eugeniu Coșeliu câștigă această bursă și în felul acesta, în decembrie 1940, ajunge la Roma, la Universitatea Sapienza, unde studiază până în 1944. În 1945 își ia doctoratul în slavistică și anii petrecuți la Roma sunt fundamentali pentru viitoarea carieră a lui Eugeniu Coșeliu, deoarece la Roma a studiat toate limbile posibile și imposibile, de la maghiară, suedeză, deja știa limbile romanice, știa engleză și germană dintre limbile germanice, dar a studiat de asemenea ebraica, urdu, persana, deoarece la Universitatea Sapienza din Roma erau foarte multe lectorate, deci posibilitatea de a învăța limbi cu vorbitorii nativi. Deci așa cum predau eu acum limba română la Universitățile Vaticanului, așa de fapt se procedează la marile universități. O limbă este predată de un profesor nativ. Și fiind perioada războiului, mulți profesori nu aveau studenți. De exemplu, la ebraică, Eugeniu Coșeliu menționează acest amănunt în memorii, la cursul de ebraică era doar el cu încă 2 colege. La persană era singurul student, la urdu de asemenea era singurul student. Și atunci, deci în 1945 se încheie capitolul limbi, filologie lingvistică și după aceea începe alt capitol în formarea lui Eugeniu Coșeliu, deoarece pleacă de la Roma, se duce la Padova, după aceea la Milano, unde începe să studieze filosofie și estetică. Și în 1948 susține un al doilea doctorat în domeniul esteticii, cu evoluția ideilor estetice în România.
Și în felul acesta, Eugeniu Coșeriu pleacă în 1951 în Uruguay, la Montevideo, la Universitatea din Montevideo, ca profesor în totalitate format, având două doctorate. Și în domeniul limbilor, deci în domeniul lingvisticii, și în domeniul filozofiei. Aceste amănunte sunt bine de știut, deoarece explică cumva formația lui Eugeniu Coșeriu și teoria, concepția sa lingvistică, o concepție care nu este la îndemâna oricui. Deci, ca să-l înțelegi pe Coșeriu, trebuie să refaci, cel puțin parțial, nu-i așa, traiectul pe care el l-a făcut, sau cel puțin să ai o introducere în istoria gândirii lingvistice, să cunoști mai multe limbi. Eugeniu Coșeriu cunoștea peste 40 de limbi, deci avea o competență lingvistică excepțională. Eu am făcut o serie de interviuri cu discipolii lui Coșeriu, printre care o doamnă, Ana Agud, specialistă în domeniul indo-europene, deci a limbii indo-europene, o limbă foarte, foarte veche, deci o limbă reconstituită, nu intrăm în detalii, și a făcut teza de doctorat pe sanscrită cu Eugeniu Coșeriu. Și doamna Ana Agud precizează în interviu pe care l-am realizat, și o parte din acest interviu a fost publicat în 2002 în revista Contrafort, precizează acest lucru, că Eugeniu Coșeriu este cel mai mare poliglot din toate timpurile. Doamna Ana Agud e specialistă și în Humboldt, l-a tradus din german în spaniolă pe Wilhelm von Humboldt, pe care noi îl considerăm întemeietorul lingvisticii generale, care la rândul său a fost un mare, mare, mare lingvist. Deci vorbesc de sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului al XIX-lea, a murit în 1821 Humboldt. Ei, Eugeniu Coșeriu continuă pe Humboldt și firește la înălțimea secolului 20, îl dezvoltă pe Humboldt și integrează în concepția sa nu doar ideile lui Humboldt, care constituie fundamentul, ci absolut tot ce a studiat la Roma și la Milano și tot ce știa de acasă, fie spus între paranteze, deoarece Eugeniu Coșeriu în toate interviurile pe care le-a dat după 1991, fie unor personalități din România, fie unor jurnaliști din Republica Moldova, precizează acest lucru, că școala românească în perioada interbelică a fost excepțională și că foarte multe lucruri pe care le-a studiat la liceul Ion Creangă din Bălți, alții din Occident le studiau la universitate. Mai mult ca atât, recunoaște că îi datorează enorm de mult învățătorului Roman Mândâncanu din Mihăileni, care era tatăl celebrului om de cultură și lingvist Valentin Mândâncanu, cel care a început în 1988, între ghilimele, lupta pentru limba cu celebrul său articol din revista Nistru. Ei bine, Eugeniu Coșeriu a plecat deja la studii cu o bază excepțională, fiindcă era deja poliglot, știa foarte, foarte multe limbi și era pasionat de lingvistică, doar că avea enorm de multe interese. În perioada cât a stat la Milano, a scris și proză, deoarece era coleg cu Dino Buzzati și erau foarte buni prieteni. Colaborau împreună la Corriere Lombardo. Eugeniu Coșeriu, în epoca sa de la Milano, fiindcă era foarte greu în perioada postbelică în Italia, de altfel a fost un argument de a pleca din Europa, a pleca în America Latină, deoarece în Europa era extrem de greu după război și amintiți-vă că și Italia a participat în război. Deci Eugeniu Coșeriu, în paralel cu orele pe care le avea la Universitatea din Milano, preda limba română și cursuri de cultură și civilizație. Deci, în paralel, colabora la această publicație, Corriere Lombardo, care era, de fapt, un cotidian,
și făcea cronică de artă, era pasionat de pictură și scria proză, ca și Dino Buzzati. Și mai întâi această proză a fost publicată în italiană, deoarece a fost scrisă în italiană. Pentru Eugeniu Coșeriu, a doua limbă după română este italiană. Și apoi spaniola și apoi germană. După aceea, cred că în 92 a apărut volumașul Anotimpul ploilor, tradus la Cluj, a apărut la editura Clusium în limba română. O proză, spunea Mihai Cimpoi, destul de avangardistă. Deci, iată, Eugeniu Coșeriu ar fi putut să devină și scriitor, de altfel era unul din marele proiecte să devină scriitor. Dar, revenind la preocupările lui Eugeniu Coșeriu de critic de artă, acestui fapt îi se datorează plecarea în Uruguay, deoarece la un vernisaj l-a cunoscut pe ambasadorul Uruguayului în Italia și tocmai acest ambasador i-a sugerat să plece la Montevideo, deoarece acolo la universitate era nevoie de profesori, era nevoie de lingviști. Și Eugeniu Coșeriu, în 1951, ajunge la Montevideo, unde întemeiază Catedra de Lingvistică. Deci, practic, pune fundamentul studiilor de lingvistică la această universitate. Universitatea de la Republica, întemeiată în 1848, deci iată o universitate cu tradiții, dar la vremea respectivă lingvistica abia pătrundea în sistemul universitar. Și atunci Eugeniu Coșeriu la Montevideo începe să publice studiile care l-au făcut celebru și care, de fapt, continuă discuția științifică, deoarece Ferdinand de Saussure nu mai era în viață, așa cum bine știm, și cele două opere care îl fac imediat celebru pe tot mapamondul pe Eugeniu Coșeriu au fost tocmai Sistema Norma Iabla, Sincronia de cronie istorie, el problema del cambio linguistico. Deci cele două studii fundamentale în care el rezolvă sau propune soluțiile la dihotomiile lui Ferdinand de Saussure. Altfel spus, el continuă lingvistica propunând soluții de ieșire din criza structuralistă. Și atunci, Eugeniu Coșeriu ce face, de fapt, și ajungem la teoria lui Eugeniu Coșeriu, ce face? Integrează realizările structuralismului, dar merge mult mai departe. Deoarece structuraliștii se axau doar pe aspectul sincronic, pe structuri și pe sisteme. Nu interesau deloc diacronia, deci istoria limbii, și, de asemenea, nu interesa planul universal al limbajului. Ori Eugeniu Coșeriu, deja la Montevideo, printr-un studiu magistral, deja își prefigurează propria teorie prin faptul că vorbește de trei planuri ale limbajului: planul universal, planul istoric și planul individual. Adică avem nivelul limbajului în general, ceea ce e comun între toate limbile. Noi vorbim în orice limbă cu ceea ce știm despre lume, deci cunoașterea noastră despre lume și principiile gândirii în toate limbile. Apoi planul istoric, aici se situează toate limbile. Planul istoric este foarte, foarte vast, aici e și tipologia lingvistică, deci tot ce ține de specificul fiecărei limbi, deoarece pentru Eugeniu Coșeriu o limbă e o formă istorică a limbajului. Și apoi, ultimul plan e planul individual, planul textului sau a actului lingvistic propriu-zis. Noi de fiecare dată vorbim în anumite contexte. Și atunci, aceste trei planuri sunt simultane. Deci e vorba de o distinție metodologică foarte subtilă. Dar la baza acestei distinții se află, firește, filozofia limbajului. Deci, forța lingvisticii lui Eugeniu Coșeriu în asta constă, în fundamentele sale filozofice. Deoarece la Universitatea din Tübingen s-au publicat mai multe volume
cu genericul Geschichte der Sprachphilosophie, istoria filozofiei limbajului. Primele volume, de altfel, au fost publicate de studenții lui Eugeniu Coșeriu, Rudolf Wintisch și Gunter Nahr, în 65, 66, 67. Deci studenți geniali care imediat și-au dat seama că ceea ce Eugeniu Coșeriu le oferea în cadrul cursurilor magistrale e atât de inedit și atât de interesant încât poate fi difuzat în toată Germania și au început să-i multiplice cursurile, să-i facă publicitate lui Eugeniu Coșeriu și au început să vândă, vă dați seama, 67, 68, 69, nu erau mijloacele actuale, nu erau nici măcar aparate de Xerox. Și atunci, în condiții destul de precare, ei au multiplicat aceste volume, două volume, apărute în mai mult lucrate manual, să zicem, pe care ei le-au difuzat în toată Germania și astfel l-au făcut celebru pe Eugeniu Coșeriu în Germania. E bine, între timp a apărut un volum la editura Humanitas, acum câțiva ani, un volum tradus de Eugen Munteanu de la Iași, care predă lingvistică generală la Facultatea de Litere și e un foarte, foarte bun coșerian, deci cunoaște foarte bine teoria lui Eugeniu Coșeriu. Mai mult ca atât, Eugeniu Coșeriu îl considera un discipol al său, a tradus mai multe volume din Coșeriu. Și vă sugerez să căutați acest volum Istoria filozofiei limbajului apărut la editura Humanitas. Între timp, în Germania au apărut mai multe volume, deoarece în Germania, după moartea lui Coșeriu, care a survenit în 7 septembrie 2002, deci Coșeriu avea doar 81 de ani, deci în Germania a existat un proiect, foarte mulți ani, un proiect de editare a manuscriselor lui Eugeniu Coșeriu. Și există arhiva Eugeniu Coșeriu, disponibilă și în internet, și manuscrisele care au rămas de la Eugeniu Coșeriu depășesc cu mult studiile pe care le-a publicat în timpul vieții. Probabil știți acest lucru dintr-un interviu pe care l-am publicat în revista Contrafort prin 2005 cu Johannes Kavatek, atunci când a fost inaugurată această arhivă la Universitatea din Tübingen. Ei bine, cu aceasta am ajuns și la subiectul nostru după acest lungă introducere, de ce teoria lui Eugeniu Coșeriu este actuală și de ce atâția lingviști cred în integralism. Integralism înseamnă lingvistică integrală, e sintagma pe care noi o preferăm la Cluj, în special domnul profesor Mircea Borcilă, care a și impus acest concept de lingvistică integrală. De ce integrală? Fiindcă integrează absolut toate aspectele limbajului. Gândiți-vă că există o istorie începând cu Heraclit, Platon, Aristotel. Au existat atâtea minți luminate care s-au întrebat ce este limbajul, ce facem noi atunci când vorbim. Iar distinția din cadrul semnului lingvistic între semnificat și semnificant o întâlnim deja la Aristotel. Deci, iată, conceptul de semn lingvistic nu îi se datorează lui Saussure, are în spate o istorie de 2000 de ani. Ori Eugeniu Coșeriu aici are o contribuție excepțională. El, care cunoștea atât de bine istoria gândirii lingvistice, a integrat până și o idee, până și o sugestie marginală, a încadrat-o în această tradiție. Deci Eugeniu Coșeriu reface istoria lingvisticii din aceste sugestii, din aceste idei disparate pe care le pune la un loc. Le dă coerență. Și aici e marele merit al lui Eugeniu Coșeriu, fiindcă Eugeniu Coșeriu era de o modestie ieșită din comun. Iar unul din principiile care au stat la baza activității sale lingvistice este tocmai acest principiu al istoricității, al istoriei, al tradiției. Da? Deci nu venim noi și descoperim
anumite lucruri, cum se întâmplă și astăzi în anumite teorii la modă, fără să cunoaștem istoria. Deci e bine să începem cu marii Platon și Aristotel, marii uriași pe umerii cărora stăm și noi, parafrăzându-l pe Umberto Eco, nu? E bine, revenind la contextul actual al lingvisticii, care, pe de-o parte, astăzi în lingvistică, astăzi de câteva decenii, noi, lingviștii, vorbim de cognitivismul american cu foarte, foarte multe ramificații, pe de-o parte, și pe, altă parte, pe de altă parte este teoria lui Chomsky, lui Noam Chomsky, cu care Eugeniu Coșeriu a polemizat implicit. Ei bine, cognitivismul american e un program care puțin a ajuns la impas, iar teoria lui Chomsky se bazează doar pe un plan din cele trei enumerate, mai sus, amintiți-vă, planul universal, planul istoric și planul individual, doar pe planul limbilor istorice și doar la un anumit nivel al limbilor, pe sintaxă. Și Chomsky, care vorbește doar engleză, deci el face lingvistică, face, dacă vreți, o sintaxă universală, care se apropie mai mult de neurolingvistică. Și iar ce deosebește de Coșeriu pe Chomsky, Eugeniu Coșeriu încadrează lingvistica în domeniul științelor culturii. Mai mult ca atât, pentru Eugeniu Coșeriu, limbajul este fundamentul acestor științe, deoarece și atunci când scriem poezie, da, avem de-a face cu limbajul poetic, o formă, un registru al limbii istorice. Deci o limbă istorică este un complex. La Coșeriu mai întâlnim și conceptul de arhitectură și structura limbii. E bine, limba română ca limbă istorică, deci este foarte, foarte vastă. Gândiți-vă la limba română comună, care conține și daco-română, ceea ce noi numim acum română, și celelalte dialecte. Da? Deci limba română ca limbă istorică. Și la acest nivel, repet, iată comparația dintre Eugeniu Coșeriu și Chomsky, care s-a dedicat doar unui aspect din acest plan istoric al limbajului. Ei bine, deci actualitatea lui Coșeriu, spunea recent domnul profesor Mircea Borcilă, este mai actuală ca niciodată, sau dacă vreți, proiectul lui Eugeniu Coșeriu este mai actual ca niciodată, deoarece în această trihotomie a planurilor limbajului, Eugeniu Coșeriu a introdus absolut toate aspectele, inclusiv aspecte care țin de didactica limbii, de corectitudine, de exemplaritate, de educație lingvistică. Eugeniu Coșeriu are enorm de multe studii în limba spaniolă la acest capitol. Eugeniu Coșeriu s-a ocupat și de traducere. În Franța, la Paris, e o celebră lingvistă, Colette Laplace, care a făcut o monografie acum 20 de ani despre Coșeriu, pe teoria traducerii, și îl consideră pe Eugeniu Coșeriu, sau teoria traducerii a lui Coșeriu, o consideră atât de originală încât îl compară pe Eugeniu Coșeriu cu Copernic. Și scrie în carte că contribuția lui Coșeriu este asemenea revoluției copernicane. Deci, în domeniul lingvisticii, firește, revenim la lingvistică. Deci, prin urmare, e foarte greu să-l înțelegi pe Eugeniu Coșeriu, deoarece e nevoie de o introducere, adică trebuie să faci mai întâi un efort să înțelegi teoria și apoi să te specializezi într-un anumit aspect din cele trecute în revistă foarte, foarte rapid de mine până acum. Și drept dovadă că teoria lui Eugeniu Coșeriu este extrem de actuală, sau că foarte mulți lingviști, foarte mulți traducători, foarte mulți semioticieni, etc., îl recitesc pe Eugeniu Coșeriu, adică îi recitesc studiile,
o constituie aceste evenimente care au avut loc în ultimii 4 ani și în special congresele internaționale dedicate lui Eugeniu Coșeriu. Mă refer în primul rând la congresele și inaugurarea unor catedre care, iată, au avut loc în afara Republicii Moldova și în afara României. De altfel, când am plecat din Lima, am avut zborul la Buenos Aires, revin la anul 2017, atunci când am participat la congresul de la Lima, congresul Eugeniu Coșeriu, la al 6-lea congres internațional Coșeriu, când am plecat la Montevideo, deoarece la Montevideo a fost inaugurată catedra, deci la o săptămână după congresul de la Lima, la Montevideo a fost inaugurată prima catedră de studii umaniste Eugeniu Coșeriu. Și atunci, de la Buenos Aires, m-am dus la Montevideo, am traversat o parte din ocean și canalul Rio de la Plata și cum am ajuns pe teritoriul Uruguayului, am luat un autocar și în felul acesta am ajuns în autogară la Montevideo și primul lucru pe care l-am făcut, am mers la un centru de informații turistice, ceea ce fac de altfel peste tot, fiindcă de ce ai nevoie într-un oraș de o hartă ca să te poți orienta și eventual să-ți cumperi bilete pentru mijloacele de transport. Și în America de Sud există acest obicei să te înregistreze. Deci tu trebuie să dai pașaportul și ei te înregistrează. De unde vii? Și firește, pentru ei a fost o curiozitate, că eu aveam pașaport românesc, dar eu de fiecare dată spuneam că eu sunt din Republica Moldova, fiindcă sună foarte exotic, deci vă dați seama, Republica Moldova, foarte puțină lume în America de Sud știe de Republica Moldova. Când spui fosta Uniune Sovietică, da, deja totul e clar. Ei bine, întâmplarea a făcut ca domnul de la informațiile turistice să fie foarte vorbăreț și eu am vrut să-mi exersez spaniola. Spaniola din Uruguay e diferită de spaniola din Argentina. Așa cum spaniola din Argentina e diferită de spaniola din Peru. Deci această varietate a limbii spaniole este excepțională în America de Sud, mai ales varietate ce ține de ortoepie și de fonetică și fonologie, să zicem așa. Și cu toate acestea, în paranteză fie spus, nu există o altă limbă, o limbă argentiniană sau o limbă uruguaiană, ci există limba spaniolă peste tot, cu varietatea specifică din fiecare țară, fiindcă în Argentina influența limbii italiene este foarte, foarte mare. Și atunci, lingviștii vorbesc de această particularitate a limbii spaniole vorbite în Argentina. Ei bine, revenind la biroul de informații, unde domnul respectiv, cred că avea peste 40 de ani, era foarte curios. Deci m-a întrebat cu ce ocazie am venit la Montevideo și am spus că merg la universitate, merg la un colocviu și după colocviu va fi și inaugurarea unei catedre. Și tot a insistat, ce colocviu? Și am spus eu, un colocviu dedicat unui lingvist, după aceea, și fără să dau nume, zice, dar totuși vă rog să-mi spuneți, eu am absolvit facultatea, am făcut relații publice și jurnalism. Și eu zic, păi e un colocviu dedicat lui Eugeniu Coșeriu sau Eugeniu Coșeriu. Și el a zis, păi mă bucur extrem de mult, fiindcă l-am făcut la teoria informației. Am vorbit la competența comunicativă, am citit mai multe studii, am citit competența lingvistică. Și am început să-mi enumere, am citit sistemul normă și vorbire. A început să-mi enumere studiile pe care le citise acest domn. Și s-a bucurat enorm de mult aflând că la universitate va fi inaugurată Catedra Eugeniu Coșeriu. După această festivitate, am stat vreo 4 zile la Montevideo, am cunoscut un grup de tineri, știți, după ce se termină un colocviu, un eveniment
cultural, toți rămân așa cu o nostalgie. Și împreună cu, erau cinci tineri masteranți la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din Montevideo. După aceea am mers împreună la o bere și ei mi-au spus că au un cont pe Facebook, în Instagram, etc., un grup de lingvistică pe care n-au vrut să-l numească Eugeniu Coșeriu, să nu fie învinuiți de patriotism local, fiindcă Eugeniu Coșeriu este al lor, este lingvistul lor uruguaian, prin definiție, și atunci au numit grupul lor de lingvistică Ferdinand de Saussure. Și le-am spus că eu ianuarie 2017 tocmai participasem la un mare colocviu la Geneva dedicat centenarului cursului de lingvistică generală al lui Ferdinand de Saussure și același lucru l-au mărturisit lingviștii de la Geneva, că ei consideră, așa, dintr-un anumit complex de inferioritate, că doar ei se ocupă de Ferdinand de Saussure. Și s-au bucurat foarte mult când au venit și alți lingviști. Tema mea de la Geneva a fost atunci despre impactul pe care l-a avut cursul de lingvistică generală în țările foste socialiste și traducerea cursului de lingvistică în toate limbile, deci în română, am început cu rusă, română, bulgară, sârbă, croată, maghiară, etc. Ei bine, revenind la evenimentele Coșeriu, deci după această lungă introducere, eu vă propun să trecem la principalele evenimente pe care le voi comenta. Voi accesa un PowerPoint. Mă auziți? Mă auziți? Se aude? Se aude, totul e bine. Cred că vedeți slide-urile, nu-i așa? Slide-urile nu le vedem, doamna Bojoga. Slide-urile nu le vedem. Atunci revenim. Trebuia să fac ceva, e greșeala mea, îmi cer iertare. Vom vedea mai multe slide-uri și după aceea imagini de la evenimentele respective pe care le vom comenta pe parcurs. Da, va trebui să... Da, îmi cer iertare, fiindcă... Vă rog să-mi permiteți, informaticienii, să accesez share screen. Apăsați, vă rog, share screen. Este verde, jos. Da, da, apăs. Numai că îmi spune că nu am abilitatea. Stran. Acum. Deci, bine, până vom reglementa această problemă, primul eveniment pe care vreau să-l menționez și care voi trece la partea a doua a expunerii mele a avut loc între 13-14 octombrie 2017, eveniment care s-a desfășurat tocmai la Universitatea de Stat din Moldova, deci la Chișinău, fiind vorba de cel de-al 14-lea colocviu internațional de științe ale limbajului Eugeniu Coșeriu cu tema text, context, multiculturalitate. Fiindcă așa, probabil, cum știți, acest colocviu este conceput ca o manifestare științifică itinerantă și se organizează
odată la 2 ani, de către una dintre cele 3 universități angajate în acest proiect. Universitatea de Stat din Chișinău, Universitatea lui Fetcovici din Ouăzeci și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Iar printre cei care se implică cu trup și suflet în organizarea acestor colocvii, sunt două profesoare pe care aș vrea să le menționez, Sabna Ardeleanu de la Universitatea din Suceava și Ludmila Zbanț de la Universitatea din Chișinău. Ei bine, a scurt timp, la câteva zile, între 20 și 22 octombrie 2017, a avut loc primul colocviu internațional Exipora 2017 la Mediaș în România. Un colocviu care a demarat la inițiativa domnului profesor Basarab Nicolescu de la Paris și care a fost gândit ca un omagiu adus unor personalități românești din diaspora, cu scopul de a le valorifica și de a le cunoaște opera. Ei, această primă ediție a fost dedicată lui Vintilă Horea și lui Eugeniu Coșeriu. Deci, iată, un scriitor și un lingvist, împreună două nume emblematice ale exilului românesc. La această manifestare științifică a participat nume de rezonanță, cum ar fi profesorii Mircea Borcilă, Basarab Nicolescu, Rudolf Windisch de la Universitatea din Rostock, din Berlin, Jesus del Castillo de la Universitatea din Almeria, Spania, Emma Tămâianu Morita de la Universitatea din Osaka, colegii mei Oana Boc, Cornel Vâlcu, Dina Vâlcu, Elena Faur, Lucia Mureșanu și alții. Un alt eveniment pe care de fapt trebuia să-l pomenesc la început, a avut loc între 4-7 iunie 2017 la Universitatea din Salamanca, Spania. Deci e vorba de primul workshop internațional de filozofie și critică pe care doamna Ana Agut l-a conceput ca o dezbatere în limba engleză, deci au participat mai mulți coșerieni la acest colocviu, printre care Klaas Willems de la Universitatea Gant din Belgia, Gerda Hassler de la Universitatea din Potsdam, Germania, Johannes Kabatek de la Universitatea din Zürich, Elveția, Cornel Vâlcu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Emma Tămâianu de la Universitatea din Osaka, Japonia, Tilman Borșe de la Universitatea din Hildesheim, Germania, Araceli López Serena de la Universitatea din Sevilla, Spania și alții. Din lipsa de timp voi trece la următorul eveniment, care este cel de-al 6-lea Congres Internațional Lingvistica Coseriană. Îmi pare foarte rău, dar nu pot, deci sunt blocată. Am verificat aseară și puteam, dar se vede că poate că încercați dumneavoastră de acolo să vedeți dacă nu e blocajul la dumneavoastră, fiindcă eu aseară am verificat și se putea. Mai încercați în timp ce eu vorbesc, vă rog din suflet. E bine, următorul eveniment cultural, așa cum spuneam, e cel de-al 6-lea Congres Internațional, care s-a desfășurat între 2 și 4 august 2017 la Universitatea, voi spune în spaniolă, Universidad del Pacífico și Pontificia Universidad Católica del Perú. De fapt, au fost două universități care au organizat acest congres. Ambele universități l-au avut pe Eugeniu Coșeriu ca visiting professor în anii 80-90, iar unii dintre lingviștii de acolo și-au dat doctoratul sub îndrumarea sa. Congresul a avut ca temă, ca generic, actualitatea și viitorul gândirii lui Eugeniu Coșeriu. Vorbire, limbaj, estetică și receptare în America Latină.
Obiectivul principal al organizatorilor fiind acela de a-i motiva pe colegii sud-americani să revină la teoria lui Eugeniu Coșăriu, la studiile sale magistrale și, firește, la aplicarea acestora în cercetarea și descrierea faptelor de limbă. Ei, cu toate acestea, pe lângă participanți din Peru, Argentina, Uruguay, Brazilia și Mexic, s-au numărat și lingviști din Canada, Statele Unite ale Americii, Japonia, Spania, Franța, Elveția, Germania și România. În cadrul festivității de deschidere, Jorge Weise, profesorul care a organizat congresul, a menționat dimensiunea universală a operii lui Eugeniu Coșăriu și importanța sa pentru actualitate. Citez. În lingvistica secolului 20, Eugeniu Coșăriu a fost un lingvist excepțional, poate ultimul care și-a dedicat întreaga sa viață reflecției asupra limbajului și a limbilor în general. În consecință, a ajuns să stăpânească toate domeniile tematice, atât cele centrale, cât și cele marginale ale lingvisticii în general, precum și un mare număr de filologii particulare. Am închis citatul. Tocmai de aceea, din punct de vedere teoretico-conceptual, teoria lui Eugeniu Coșăriu s-a situat de multe ori în avangarda lingvisticii, devansând de multe ori știința limbajului de la vreme respectivă. Acest fapt explică și posteritatea și actualitatea operei sale. În consecință, multe din conceptele teoretice coșeriene fac parte din patrimoniul universal al lingvisticii, chiar dacă uneori nu se ține cont că ele provin de la Coșăriu. Și ceea ce este și mai important, așa cum am menționat mai sus, faptul că aceste concepte se inserează într-un edificiu teoretic foarte complex la Eugeniu Coșăriu, numit trihotomia planurilor limbajului. Ori această trihotomie a planurilor limbajului constituie modelul analitic și metodologic al lingvisticii coșeriene sau al lingvisticii integrale. Pornind de la aceste date, Congresul și-a trasat câteva obiective principale, aș zice eu, și anume, cum se configurează coordonatele receptării actuale a operii lui Eugeniu Coșăriu, care sunt căile pe care le-au urmat textele sale inedite, cum a fost receptate aceste texte, începând cu cercul cel mai apropiat de discipoli până la elevii cei mai îndepărtați ai săi, de la centre universitare în care el a predat și a ținut prelegeri, până la medii mai puțin familiarizate cu fundamentele teoriei sale lingvistice. Pe de altă parte, deși ecoul la opera sa s-a difuzat în timpul activității sale ca profesor la Universitatea din Tübingen, partea fundamentală a teoriei coșeriene a fost gândită și concepută în timpul activității sale în Uruguay și în alte țări în America Latină. Așa cum spuneam, bazele, fundamentele teoriei lui Eugeniu Coșăriu au fost puse tocmai în această epocă de la Montevideo, deci 1951-1962-63. Prin urmare, Congresul Lingvistica Coșăriană 6 este primul care a fost organizat în America de Sud în ideea de a sublinia că ceea ce Coșăriu afirma despre Humboldt, și anume că concepția sa este în continuare productivă și poate fi dezvoltată și după trecerea sa la cele veșnice, este întru totul valabil și pentru Eugeniu Coșăriu. Voi menționa doar faptul că au fost câteva prelegeri în plen, câteva conferințe în plen excepționale, prezentate de distinși coșerieni, iar lucrările unui congres se structurează pe aceste conferințe în plen. Deci au fost 4 conferințe în plen, fiecare zi a congresului a început cu o conferință în plen.
Profesoara Araceli López Serena de la Universitatea din Sevilla, din Spania, a prezentat Eugenio Coseliu, Lingvistica și Filozofia. Deci Eugenio Coseliu, Lingvistica și Filozofie. Jorge Vize Rebaliati, Universitatea Pacificului, și Carlos Garatea Grau de la Universitatea Catolică din Peru au prezentat geneza poetică a teoriei limbajului la Eugeniu Coșeliu, repet, geneza poetică a teoriei limbajului la Eugeniu Coșeliu. Adolfo Elisa Insin, președintele Academiei din Uruguay, deci Universitatea Republicii de la Montevideo, a prezentat anii lui Eugeniu Coșeliu la Montevideo, o încercare de reconstituire, eu traduc titlurile din spaniolă, și Oscar Loureda Leamas, de la Universitatea din Heidelberg, din Germania, prorector Universității din Heidelberg, a vorbit despre actualitatea și viitorul gândirii lui Eugeniu Coșeliu. Deci, iată, un coșelian din Germania, hispanist de formație, a avut această comunicare în plen cu titlul Decir las cosas como son sobre la actualidad y el futuro del pensamiento de Eugenio Coseliu. Deci, în ansamblu, acest congres a reușit să ofere o dezbatere constructivă, să situeze direcția promovată de Eugeniu Coseliu în contextul lingvisticii actuale și, totodată, să investigheze noi direcții sugerate de Eugeniu Coseliu în textele sale magistrale. Acum voi trece la Catedra Eugeniu Coșeliu de la Universitatea din Montevideo. Eveniment care a avut loc între 10-11 august 2017. Acest eveniment s-a desfășurat sub egida a trei universități latinoamericane: Universitatea Republicii din Montevideo, Universitatea din Chile, așa se numește Universitatea de Chile, din Santiago de Chile, și Universitatea Națională din Córdoba, Argentina. Și a fost patronat de doi președinți de Academie, Adolfo Elisa Insin, președintele Academiei din Uruguay, și Alfredo Matus Olivier, președintele Academiei din Chile. În primul rând, evenimentul a fost conceput ca o comemorare a 15 ani de la trecerea la cele veșnice a lui Eugeniu Coșeliu. De aceea, Catedra își propune să promoveze proiecte, studii și cercetări care au la bază concepția lui Eugeniu Coșeliu, aplicarea și dezvoltarea acesteia în domeniul științelor umaniste. Iar șeful acestei catedre este profesorul Adolfo Elisa Insin, care și-a făcut doctoratul cu Eugeniu Coșeliu, la fel ca și Alfredo Matus Olivier, președintele Academiei din Chile la vremea respectivă. După inaugurarea festivă a catedrei, la Universitatea din Montevideo s-a desfășurat un colocviu omagial la care au participat lingviști din 8 țări, din Elveția, Germania, Franța, Brazilia, Argentina, Chile, Uruguay și România. Colocviul i-a avut în calitate de conferențiar pe Johannes Kabatek de la Universitatea din Zurich, cu prelegerea Coseliu, Montevideo și lingvistica secolului 20, pe Angela Schrott de la Universitatea din Kassel, Germania, care a vorbit despre tradițiile discursive ca bază pentru lingvistica culturii, pe Magdalena Viramonte de Avalos de la Universitatea din Córdoba, Argentina, și pe Alfredo Matus Olivier de la Universitatea din Chile, cu prelegerea Vorbind cu Eugeniu Coșeliu, un dialog inedit, pe Andres de Acevedo de la Universitatea din Montevideo, cu tradiție și noutate în lectura coșeliană a lui Saussure, pe Cristina Altman de la Universitatea din São Paulo, Brazilia, cu Eugeniu Coșeliu și lingvistica braziliană, pe Brenda Laca de la Universitatea Paris 7, Franța, cu tradiție și noutate în sistemul verbal romanic și alții. De menționat că în public, eu care am participat la acest eveniment, deci confirm acest lucru, că în public s-au aflat foști studenți de-a lui Eugeniu Coșeliu, care cu emoție au evocat anii de ucenicie cu cel care avea să le marcheze ulterior întreaga traiectorie intelectuală și umană.
Dezbaterile au continuat apoi la masa rotundă, intitulată Receptarea operii lui Eugeniu Coșeriu în lume, moderată de Alfredo Eliza Insil. Și de data aceasta au participat profesorii pe care i-am menționat mai sus. Următorul eveniment a avut loc la diferență de un an, și anume între 10-11 august 2018 la Universitatea Națională din Córdoba, Argentina. Acolo unde s-a inaugurat a doua catedră de studii umaniste Eugeniu Coșeriu. Și aula magna a universității a fost arhiplină, deoarece la manifestare au fost prezenți foarte mulți studenți, masteranți, doctoranți și numeroși oameni de cultură. Deci festivitatea a fost deschisă de Elena Perez, decanul Facultății de Litere. La Universitatea din Córdoba, Eugeniu Coșeriu a fost de mai multe ori, cu ocazia unor congrese, a ținut diverse cursuri de prelegeri și în 1987 Universitatea din Córdoba, în semn de apreciere, i-a acordat prestigiosul titlu de doctor honoris causa. În continuare, au intervenit Magdalena Viramonte de Avalos, coordonarea Catedrei Coșeriu de la Universitatea din Córdoba, care a remarcat faptul că Eugeniu Coșeriu a fost un umanist în deplinul sens al cuvântului. Alfredo Matus Olivier, președintele Academiei din Chile, și Adolfo Eliza Insin, președintele Academiei din Uruguay, care au menționat că teoria lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu este cunoscută și valorizată deopotrivă în Europa și în America de Sud, în Japonia și în Statele Unite ale Americii. Prin urmare, merită să fie perpetuată și promovată. Ei bine, și cu această ocazie s-a organizat un colocviu științific, dar de data aceasta un colocviu susținut în totalitate de către studenți și masteranți de la Facultatea de Litere a Universității din Córdoba, care au prezentat lucrări cu tematică în exclusivitate coșeriană. E sugestiv faptul că aceste lucrări s-au focalizat asupra unui spectru de aspecte reunite pe câteva secțiuni, de exemplu studii interdisciplinare ale limbajului, traductologie, limba spaniolă din Argentina, atelier de practici ale comprehensiunii și de producere lingvistică, variația spaniolei contemporane și altele. Și de data aceasta a urmat o masă rotundă cu tema Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu astăzi, la care au participat atât studenții și profesorii lor coordonatori, cât și invitații. Ei bine, concluziile la care au ajuns tinerii participanți au fost că teoria lui Eugeniu Coșeriu este mai vie și mai actuală ca niciodată, mai ales atunci când ne propunem să reflectăm asupra noilor genuri de texte apărute în mediul online și asupra anarhiei, între ghilimele, inovațiilor lingvistice specifice contextelor virtuale. Astfel, studenții din Argentina au descoperit cu această ocazie importanța teoriei lui Eugeniu Coșeriu pentru a interpreta cât mai adecvat și aceste fenomene lingvistice post-postmoderne. Următorul eveniment pe care vreau să-l trec în revistă este Colocviul Internațional Eugeniu Coșeriu de la Cernăuți, evenimentul de referință din anul 2019, deci între 11 și 12 octombrie 2019, la Universitatea Iurii Fetcovici din Cernăuți, în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc ediția 15-a a Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului, Eugeniu Coșeriu, cu tema Schimbarea lingvisticii și schimbări în lingvistică. Festivitatea de inaugurare, care a avut loc în Sala Roșie a Universității Naționale Iurii Fetcovici, a început cu imnul universitar Gaudiamus Igitur, interpretat de un cor de studenți de la Facultatea de Teologie. În continuare au vorbit domnul Petro Fociuc, prorectorul universității, doamna Galina Zagaisca, șefa catedrei de filologie română și clasică,
doamna profesoară Sanda Maria Ardelean de la Universitatea din Suceava, care și-a exprimat bucuria regăsirii la Cernăuți și recunoștința de a găzdui această nouă întâlnire sub semnul lui Eugeniu Coșeriu, domnul Edmund Neagoie, reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, și așa mai departe. După aceea, lucrările s-au desfășurat pe câteva secțiuni, acestea fiind filologie clasică, lingvistică integrală și lingvistică generală, teoria și practica traducerii, comunicare interculturală, teoria literaturii, studii literare comparative, studierea izvoarelor literare și textologice, pedagogie și metodică. În ansamblu pot spune că acest colocviu a reunit peste 100 de participanți din 5 țări, care, plecând de la concepția lui Eugeniu Coșeriu despre fenomenul schimbării lingvistice, au aplicat-o în vari domenii. Didactica limbii române și a limbilor străine, lingvistică diacronică și sincronică, limbi clasice și așa mai departe. Și ultimul eveniment la care vreau să mă refer este Congresul Internațional Lingvistica Coseriana 7. Dar înainte de a prezenta sumar acest congres, voi menționa congresele anterioare pentru cei care nu știu de acest eveniment dedicat lui Eugeniu Coșeriu. În 2007, la Universitatea din Aix-en-Provence, un grup de tineri organizează primul colocviu dedicat lui Eugeniu Coșeriu. În septembrie 2007, între timp a apărut și volumul de lucrări, la care am participat și noi. Echipa de la Cluj a fost formată din 6 membri, cel puțin, și firește, în orgoliul nostru coșerian, am zis, nu e posibil ca niște francezi să organizeze ei primul congres coșeriu și ne-am angajat să organizăm noi al doilea congres, astfel încât în septembrie 2009 la Cluj a avut loc al doilea congres internațional Eugeniu Coșeriu, iar peste 2 ani, în 2011, la Universitatea din Almeria, s-a desfășurat al treilea congres. În septembrie 2013, Universitatea din Udine, împreună cu Universitatea din Milano, au fost gazdele următorului congres, după care Universitatea din Potsdam a organizat Congresul Eugeniu Coșeriu și a impus această sintagmă, lingvistica coseriană. Vreau să vă arăt volumul, dacă îmi permiteți, vă arăt volumul. Acesta este volumul publicat de către Gerda Hassler și Thomas Still. Deci competenți, funcțion, variațion, competenția, funcțion, variațion, într-o celebră colecție, sprach, contacte, variațion, migrațion, un sprach politic. Adică contacte lingvistice, varietate, migrație și dinamică limbajului sau dinamica limbilor. Deci volumul 4, un volum foarte prestigios, a apărut la celebra editură Peter Lang din Germania. Ei bine, după congresul de la Potsdam din 2015, Potsdam, Germania, următorul congres a fost cel pe care l-am prezentat deja, congresul de la Lima, din Peru. Iar în ultima zi a congresului de la Lima a fost anunțat următorul congres, și anume la Universitatea din Cadiz, din Spania. Și anul acesta, între 14 și 17 ianuarie, la Universitatea din Cadiz, s-a desfășurat ultimul congres dedicat lui Eugeniu Coșeriu, deci al 7-lea congres internațional Eugeniu Coșeriu, cu tema La istoria de la lengua, la dialectologia, el concepto de cambio linguistico en el pensamiento de Eugeniu Coșeriu. Altfel spus, istoria limbii, dialectologie și conceptul de schimbare lingvistică în gândirea lui Eugeniu Coșeriu. Ei bine, vreau să spun că e primul congres într-un fel mai specializat, deoarece în cadrul concepției de ansamblu al lui Eugeniu Coșeriu, istoria limbii, dialectologia și conceptul de schimbare lingvistică
reprezintă doar o parte, e adevărat, importantă, care ține de palierul al doilea, de nivelul al doilea din acea trihodnomie a planurilor limbajului de care am vorbit mai sus. Și între timp a fost anunțat și următorul congres, deci congres centenar. De data aceasta, Johannes Kabatek a luat-o înaintea tuturor și acest congres va fi organizat pe de o parte la Universitatea din Tübingen, pe de altă parte la Universitatea din Zürich, acolo unde Johannes Kabatek își desfășoară acum activitatea. Dar, paralel, coordonează și arhiva Eugeniu Coșeliu de la Universitatea din Tübingen. Deci, după această lungă prezentare, eu închei aici și aștept întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumim frumos, doamnă Elisabeta Bojoga. Foarte interesantă și edificatoare conferința dumneavoastră, o expunere magistrală a actualității și a universalității operei coșeriene și a receptării sale în lume. Am aflat foarte multe lucruri noi. Mă întrebam, doamna Bojoga, și de țările post-sovietice, cum a fost receptat coșeriu în spațiu post-sovietic, cum a fost receptat de țările slave. Am fost în 2007 la Moscova și am găsit acolo, în bibliotecile de acolo, am avut un stagiu de documentare, am găsit mai multe teze de doctorat despre teoria lui coșeriu. M-a impresionat în special o teză despre discursul repetat la coșeriu. Și mă gândeam ce bogăție aici n-am găsit la Chișinău cât am găsit acolo la Moscova. Cum s-au apropiat țările slave de opera coșerieni? Voi răspunde foarte, foarte pe scurt. În țările slave, așa cum știm, au făcut parte din blocul sovietic. Deci până în 1991, în ultimii ani, firește, în ultimile decenii, începând cu anii 70, această dihotomie lingvistică burgheză, lingvistică socialistă sau lingvistică marxistă a fost mai mult implicită. S-a vehiculat și s-a scris foarte mult în anii 50 pe această temă. S-a făcut lingvistică marxistă și în Cehia, și în România, și în Bulgaria, poate mai puțin în Polonia și mai puțin în Ungaria. E bine, vă dați seama, Eugeniu Coșeliu imediat era catalogat ca un lingvist burghez, mai ales după 1963, când se transferă la Universitatea din Tübingen. Apropo, de ce Eugeniu Coșeliu a preferat Universitatea din Tübingen? Deoarece a avut enorm de multe invitații de la universități din America, din Statele Unite, universități din Spania, Portugalia, Olanda. Eugeniu Coșeliu a preferat Universitatea din Tübingen, fiindcă visul pe care îl avea din copilărie era să învețe carte pe nemți. Deci, fiind elev la liceul Ion Creangă din Bălți și făcând germana, firește, deci, practic a crescut cu mai multe limbi, inclusiv și cu germana, își scria pe caiete: profesor doctor Eugeniu Coșeliu, Universitatea din Heidelberg. E bine, n-a fost să fie Heidelberg, dar a fost Universitatea din Tübingen. Și chiar atunci a fost invitat la Frankfurt, Bonn și Tübingen. A preferat Universitatea din Tübingen, la vremea respectivă poate mai puțin prestigioasă decât cea din Frankfurt, care era mult, mult mai mare, Frankfurt fiind și un oraș foarte mare, industrial, da? Din simplu motiv că Eugeniu Coșeliu iubea enorm de mult poezia, a și scris poezie, iar poetul preferat al lui Eugeniu Coșeliu a fost Ion Barbu. Ori Ion Barbu a studiat la Universitatea din Tübingen. Unul din primele studii scrise în italiană și merită să fie publicat, a fost și tradus în română, un studiu pe care l-a scris Eugeniu Coșeliu mai mult din perspectivă lingvistică, arătând inovațiile lui Ion Barbu, dar inovații care se încadrează în limbajul poetic.
deja sesizând conceptul, de, intuind deja conceptele magistrale ale sale pe care le va teoretiza, teoretiza la câțiva ani, normă și sistem. Deci, studiul magistral se numește La lingua di Ion Barbu, limba lui Ion Barbu în italiană, și prezentat la ședințele unui cerc de lingvistică de la Milano, Sodalizio Glottologico Milanese, adică Asociația de Lingvistică Milaneză. Iată, Eugeniu Coșeriu îl promova pe Ion Barbu la Milano în acea perioadă. Și acest moment subiectiv a avut un rol important în ce privește alegerea Universității din Tübingen de către Eugeniu Coșeriu. Revenind la întrebarea dumneavoastră, Eugeniu Coșeriu a fost cunoscut în țările slave, în special de romaniști, deoarece Eugeniu Coșeriu a fost și teoretician al limbajului, dar în același timp romanist, adică specialist în limbile romanice, deoarece la universitățile din Germania, catedrele lingvistice sunt departajate în funcție de limbi, adică e catedra de limbi slave, catedra de limbi germanice, catedra de limbi romanice. Și atunci Eugeniu Coșeriu, la Universitatea din Tübingen, a fost șeful catedrei de limbi romanice sau, în germană se mai spune romanische seminar. De fapt, e catedra de limbi romanice, echivalentul catedrei de limbi romanice la noi. Dar, în paralel, avea și cursuri magistrale teoretice, cum ar fi teoria limbajului, istoria lingvisticii în general și așa mai departe. Din câte știu, în Cehia sau în fosta Cehoslovacia a fost cunoscut clandestin până în 90, nu era voie să traduci din lingvistica burgheză, iar în ce privește Bulgaria, ca să aduc un alt exemplu, în 1991 apar lecții de lingvistică generală traduse de Maria Chitova, o celebră hispanistă de la Universitatea Clement Ohridski din Sofia, pe care am cunoscut-o cu diverse ocazii. Și doamna Chitova mi-a spus că este prima carte de lingvistică, între ghilimele, burgheză, adică de lingvistică occidentală, care a apărut după, imediat cu schimbările magistrale din 1991. Deci, iată, lecții de lingvistică generală au apărut în 91 și abia după 2 ani a apărut și cursul de lingvistică generală al lui Ferdinand de Saussure. Eugeniu Coșeriu a fost tradus disparat și în și în Polonia, și după câte știu, și în Ungaria, dar făcând abstracție, distanțându-ne un de de a-l traduce pe Eugeniu Coșeriu în japoneză, la care a fost invitat, deci prima ședință de lucru, fiindcă a fost implicat, au fost implicați 15-16 traducători în acest proiect. A fost invitat și Eugeniu Coșeriu și terminologia în japoneză, deoarece Eugeniu Coșeriu știa și japoneză. Și atunci există foarte, foarte multe volume și unele studii au fost reeditate. Prin urmare, proiectul cel mai mare de traducere, cel mai bine pus la punct, e acest proiect, proiectul japonez, la care, repet, a fost invitat și Eugeniu Coșeriu. În paralel cu acest proiect, ca o curiozitate, fiindcă mi-am amintit, un lingvist amator din Japonia, amator fiindcă a fost traducător la diverse firme și specialist în ce privește relații cu publicul pentru firmele respective, dar o persoană foarte cultă și pasionată de schimbarea lingvistică, adică unde situăm noi inovațiile, de ce o limbă e într-o dinamică permanentă. Și studiind spaniola la universitate, deci limbile romanice, a descoperit sincronie de acronie și istorie în spaniolă și a început să facă traducerea în paralel cu traducerea canonică, care deja exista. A făcut el o traducere pe care a postat-o pe un site
și periodic îmbunătățea această traducere. Deci, practic, el toată viața, sau cel puțin 30 de ani, a lucrat la această traducere. Traducerea în japoneză, traducerea necanonică, nepublicată, a studiului Sincronie de Acronie și Istorie a lui Eugeniu Coșeriu. Amănunte despre această traducere găsiți în revista Limba Română, fiindcă Emma Tămâianu Morita, fosta noastră colegă care este profesoară la Universitatea din Osaka, a făcut un interviu cu acest lingvist amator japonez și a scris despre acest lucru. Deci revenind la mediul slav, de fiecare dată, până în 91, tomul era dat de la Moscova. Și atunci, această colecție Nova Ivezka Znanie, automat era difuzată în toate țările socialiste, iar așa cum știm cu toții, nu doar în fosta Uniune Sovietică, mă refer la cele 14 republici, cu Federația Rusă eram 15, deci la restul republicilor, unde rusa de fapt era limba oficială, chiar dacă se numea limba de mijloc de comunicare interetnică, de fapt limba oficială, limba conferințelor, limba științifică era limba rusă. Amintiți-vă, până în 91 orice teză de doctorat trebuia făcută în rusă, nu? Și la Chișinău, indiferent dacă era de literatură română sau de istorie a Moldovei. Ei bine, revenind la acest, să zicem, canon care era impus în domeniul lingvisticii de la Moscova, începând cu anii 70, deci după Revoluția de la Praga, din 1968, cumva s-a mai liberalizat situația și lingviștii din țările foste socialiste au început să devină independenți. Cu toate acestea, în tratatul de lingvistică generală apărut în 1972, un tratat de vreo 500 de pagini, apărut la București, Eugeniu Coșeriu e citat cu Sincronie de Acronie și Istorie nu în spaniolă, ceea ce era la îndemâna multor lingviști români, ci e citat cu traducerea în rusă. Sincronie de Acronie Istoria, problema iezăcăvâh izminenii. Deci iată un paradox. Eugeniu Coșeriu era foarte bine cunoscut în lingvistica sovietică până în, așa cum spuneam, până în 89, până în 1991, când erau foarte mulți romaniști, când acești romaniști îl citeau pe Coșeriu în spaniolă, în franceză, în italiană, deoarece Eugeniu Coșeriu a scris în mai multe limbi, iar cei care s-au ocupat de lingvistică generală puteau să-l citească în germană. De altfel, în lingvistica sovietică și în lingvistica rusă totdeauna a existat această tradiție germanofonă. Deci marii lingviști ruși în primul rând învățau germană și apoi alte limbi. Deoarece în teza mea m-am ocupat și de contextul istoric, adică am vrut să știu ce s-a întâmplat până la Revoluția din Octombrie în lingvistica rusă, ce a însemnat Revoluția și așa mai departe. Deci contextul lingvisticii sovietice a fost extrem, extrem de interesant după toată nebunia cu Marx, fiindcă în paralel, așa cum s-a făcut o cultură proletară, amintiți-vă de prolet cult, da? S-a încercat să se facă și o lingvistică marxistă. Iar în 1950 intervine Stalin în dezbaterea lingvistică. Deci până în 1950 în domeniul lingvisticii a fost un haos total. Și din 1950 se revine la normalitate în lingvistica sovietică. De aceea, lingviștii sovietici sau lingviștii ruși, în primul rând, au avut nevoie de Eugeniu Coșeriu, au avut nevoie să recupereze ceea ce între timp se întâmplase în lingvistica occidentală. Chiar dacă decenii de-a rândul ei au negat, au respins și au criticat această lingvistică. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Bășoga. Suntem niște privilegiați să ascultăm atâtea lucruri interesante de la dumneavoastră. Ați pomenit la un moment dat despre domnul academician Mihai Cimpoi, l-ați citat cu apreciere despre proza lui Eugeniu Coșeriu. Să știți că este aici lângă mine. Și da. Nu știu dacă se vede în cameră. Nu știu.
Vă salut, domnul Cimpoi, bună ziua! Aș dori să fiu auzit. Da? Da, e bine. Da, da, vă aud perfect. Cred că și dumneavoastră ați putea să țineți o conferință despre Eugeniu Coșeriu în calitate de cunoscător al operei literare coșeriene. Să vă provoc un pic să vorbim despre ipostaza de poet și prozator. Indiscutabil a avut și talent literar și faptul că a scris acel studiu excepțional despre limbajul poetic, cred că l-a ajutat și acest dar literar. E o datorie sfântă față de Eugeniu Coșeriu, în sens că am discutat cu el și am pus la cale un proiect de editare a unui volum de opere literare. Deci proza lui, care este tradusă și apărută la Cluj, este tradusă din italiană, în timpul ploilor, dacă nu mă înșel, este intitulat acel volum, și am, cu ajutorul medicului și prozatorului umorist Teodor Popovici, consotean, el e născut în Căileni, am editat la Chișinău poemele pe care eu le-am găsit în presa basarabeană, deci în Viața Basarabiei și în alte reviste, și urmează ca să edităm un volum apart. Deja am adunat aceste poezii pe care le-am găsit, așa cum vă spuneam, în reviste literare basarabene, dar el mi-a mai spus că ar fi publicat în revistele literare din Iași, în Însemnări Ieșene în special, nu am găsit din păcate acolo, am luat toată colecția, poate că a trimis și nu a apărut, și mi-a mai promis că prin hârtie ar fi avut anumite poezii, din păcate nu mi le-a mai trimis, o fi fiind prin arhivă, prin bibliotecă, știu eu câte sunt ele, cred că nu sunt multe, dar dacă știți ceva despre ele, haideți să le căutăm, să le găsim și să le publicăm, fiindcă merită. Ipostaza de poet prozător este tot atât de importantă ca și cea de lingvist. Așa cred eu. V-am auzit foarte rău și mai scriu aici colegi care ascultă că se aude foarte rău. Probabil ar trebui să vă apropiați de microfon. Știu că dumneavoastră lucrați de mult la acest volum, intenționați să adunați toate textile literare ale lui Eugeniu Coșeriu. Da, acum vă aud, da? Da, da, și vorbiți la microfon, deci să vă auzim. Da, 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 da. Acum vă auzim, văd, da. Da. Deci în ce stadiu se află proiectul dumneavoastră de a edita volumul cu texte literare din Coșeriu? Păi sunt adunate toate operele, deci putem să le preluăm pe cele traduse de la Cluj și ceea ce am găsit noi aici, de acum avem toate poeziile deja editate, tipărite și putem să pregătim și să edităm un volum aparte. Foarte bine. Îl pregătiți pentru centenar. Da, da, bineînțeles. Da, poate chiar, adică da, pentru centenar. Da. Întrebarea a fost dacă poate mai cunoașteți anumite amănunte, poate știți ceva despre anumite poezii, poate așa, care s-au mai păstrat prin arhivă. După câte știu eu, biblioteca a ajuns la, sau o parte din biblioteca a ajuns la Universitatea Ștefan cel Mare de la Suceava, dacă e adevărat. La Suceava a ajuns
revistele și anumite colecții pe care le avea Eugeniu Coșeriu, deoarece în echipa lui Iohannes Cabatec, acum e o fostă studentă de la Suceava. Ei publică împreună la limba română. Și limba română de la Chișinău sau de la București? De la Chișinău. Da, da. Da. Sunt două reviste. Cristina Bleorțu se numește. Chiar în ultimul număr, în numărul 2-3, are un text împreună cu Iohannes Cabatec. Deci face parte din proiectul lui Iohannes Cabatec și i-a fost la îndemână să colaboreze cu propria ei universitate. Și atunci Universitatea din Suceava, anul trecut, a trimis un camion la Tübingen. Da. Și au adus aceste colecții care erau acolo. Da, rugămintea mea este că dacă se mai găsește câte ceva, ar fi bine să completăm. Absolut, da. Vă mulțumesc. Eu deocamdată sunt la Roma, când mă întorc la Cluj, revin la preocupările mele și atunci vă comunic ce am găsit eu. Da, bine. Și... Da, vă mulțumesc și pentru prelegere. Avem aici și un portret foarte bun al lui Iurie Matei, stă chiar aici pe perete, în stânga noastră, așa încât, iată că el e prezent cu noi aici, așa, sub formă vizuală. Mă bucur. Eu îl văd în față pe Silviu Berejan, pe regretatul Silviu Berejan. Da. Apropo, vă mai spun câteva, un amănunt din viața mea studențească. Deci eu am citit acele două lucrări care au fost publicate în Novoe Zicoznanie. Deci ele, revista am găsit-o la Biblioteca Națională, fosta Krupskaya, și singura informație pe care o aveam eu despre Eugeniu Coșeriu este că am citit în cronica, revista Cronica de la Iași, care ajungea și ea la bibliotecă, că tatăl lui Valentin Mândăcanu ar fi fost profesorul lui Iulian Coșeriu la Bălți, cred că, da. Singura într-adevăr, așa a fost, Roman Mândăcanu, da. Singura informație pe atunci, dar am citit cu plăcere acele lucrări, cu toate că preocupările mele erau așa de mai mult de literat, nu de lingvist. Da. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc și mai aștept întrebări. Da, eu o să încerc să îndrept camera spre portretul lui Eugeniu Coșeriu. Dumneavoastră l-ați văzut portretul lui Silviu Berejan. O să încerc să ajung și la... Până mă descurc eu aici cu camera, vreau să vă rog, doamna Bojoga, să mai îngăduiți câteva minute, pentru că aici sunt toți colegii, aproape toți colegii de la Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul. Noi cu toți ne-am bucurat că ați acceptat invitația noastră de a participa la conferințele Diaspora Filologică. Și se vor supăra foarte tare pe mine dacă monopolizez discuția, dialogul, și nu-i las să se expună, să vă adreseze o întrebare, să vă spună câteva cuvinte. Da, vă rog. Și aș invita-o pe doamna Ana Vulpe. Și am deschis microfonul. Vezi tu, poate încerci să... Doamna Bojoga! Salut, Ana! Mă auzi bine? Foarte bine, foarte bine. Mă bucur foarte mult să te aud, să te ascult și chiar să te văd chiar și în formatul ăsta, să zicem așa. Vreau să te întreb, uite, știu că cunoști opera lui Coșeriu din scoarță în scoarță, chiar și manuscrisele care zici că sunt mult mai multe decât ar fi opera publicată, da? Așa am înțeles. Da. Nu ai găsit cumva ideea aceasta care acum este vehiculată destul de des
sau cel puțin printre rânduri, unde știu că limba română, după trăsăturile pe care le are, ar fi putut să fie o limbă pan-europeană. Ideea asta chiar nu știu, îmi place mie care este prin informația aceasta prin internet. Poate undeva are un substrat undeva, un, eu știu, sau ce crezi tu despre ideea asta? A, bine. Engleză, adică că ar avea, că este principiul fonetic, că are substratul acesta foarte vechi, că limba... Da, da, da. Bine, bine, Ana, am o altă carte la mine. Așa? Se numește Limba română, limba romanică, Eugeniu Coșeriu. Da? Editată de Nicolae Saramandu, un alt coșerian de la București. Da, da. Discipul al lui Coșeriu indirect. Limba română, limba romanică, texte manuscrise editate de Nicolae Saramandu, editura Academiei Române, București 2000. Bine, acest lucru cu sine, manuscrise, aceste se vede rău. Sunt reproduse. Da. Reproduse câteva manuscrise. Domnul Saramandu a fost la Tübingen în primii ani după moartea lui Coșeriu și a apărut la și volumul se împarte în trei părți. Limba română, texte manuscrise, probleme generale, fonetică, morfosintaxă, lexic, romanoslavica, forme verbale cu valoare stilistică. Apoi, partea a doua, limba română, limba romanică, două texte fundamentale, limba română, caracterizare genealogică și areală, și limba română, caracterizare tipologică, partea a treia, alte contribuții, latinitatea orientală, unitatea limbii române, planuri și criterii, unitate lingvistică, unitate națională, tipologia limbilor romanice, balcanisme sau romanisme, chestiuni metodologice privind așa numita Uniune Lingvistică Balcanică. Ce am vrut să spun cu asta? Că Eugeniu Coșeriu s-a ocupat tot timpul de limba română. Aș mai pomeni un volum, a apărut la Cluj în 94, Limba română în fața Occidentului, un volum alcătuit din studiile lui Coșeriu care înseamnă limbii români în Occident. Am înțeles la ce te referi, dar eu fiind acum la Roma, predând la Universitatea Vaticanului, aș spune că e hazardant să facem astfel de afirmații, că limba română e la baza tuturor limbilor sau că e mai veche decât latina sau că e de aceeași vechime cu latina. Nu avem texte scrise, deci filologii lucrează cu manuscrise, au nevoie de dovezi. În al doilea rând, chiar dacă să zicem, s-ar descoperi, mă refer la tăbliile de la Tărtărie și diverse, deja e foarte greu să pătrundă în cunoașterea toate aceste descoperiri. Deci nu pătrundă în cunoașterea occidentală. Suntem în secolul 21. Deja canonul științific, canonul filologic e constituit de câteva secole. Secolul al XIX-lea a fost un secol al istoriei lingvisticii. Secolul 20 a fost un secol prin definiție teoretic. Deci iată, suntem în al treilea secol de lingvistică, lingvistică în sensul profund al termenului. Deci lingvistică făcută cu foarte multă rigurozitate și cu foarte multă responsabilitate. Eugeniu Coșeriu, repet, a scris despre limba română, limba română era limba maternă, dar nu și-a permis să exagereze, deoarece Eugeniu Coșeriu cunoștea foarte, foarte bine istoria filologiei romanice, istoria lingvisticii romanice și cunoștea foarte bine limba latină și fazele limbii latine. Eugeniu Coșeriu are un volum publicat acum câțiva ani, deci după cred că în 2008, un volum de vreo 700 de pagini, care se numește, apărut la editura NAR din Germania, de la Tübingen, se numește Romanisch Lateinisch, adică
studii de latină, în special latină vulgară sau latină vorbită, și studii dedicate limbilor romanice incipiente. Și apoi să nu uităm că limba română, în contextul limbilor romanice, are acest substrat slav care îi imprimă individualitatea. Chiar dacă un lingvist, cum ar fi Valentin Kiparski, pe care îl pomenește Eugeniu Coșeriu în acest volum, un slavist finlandez, e cunoscut în Occident, a scris foarte mult în germană, e cunoscut ca slavist finlandez, deoarece a plecat după Revoluție cu familia în Finlanda, deci Valentin Kiparski, care era și poliglot, știa și limba română, afirma despre limba noastră maternă că este cea mai interesantă limbă din Europa. Ei bine, cu toate acestea, totuși să avem modestia și să recunoaștem că au rămas atâtea manuscrise, sunt atâtea monumente scrise în latină și că limba italiană are o istorie extrem de bogată, limba spaniolă, limba catalană, provenzala, etc. Deci au o istorie mult, 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 mult mai veche decât istoria limbii române. Eu nu neg că dacii au fost extraordinari, că dacă a fost o limbă foarte interesantă, cu anumite particularități, se presupune că și în bulgară se vorbea o limbă tracică până la venirea slavilor, etc., etc. Dar, cu toate acestea, din limba dacă, nu ne-au rămas monumente scrise. Nu avem inscripții, nu avem nimic. Deci, nu putem să pornim de la afirmații care nu sunt fondate. Repet, chiar dacă aceste afirmații ar fi jumătate adevărate, nu mai convingem pe nimeni într-un cuvânt. Și din păcate. Și revenind la Vatican și la activitatea mea actuală, tocmai Eugeniu Coșeriu, care s-a ocupat de istoria cunoașterii limbii în Occident, în care am vorbit limba în fața Occidentului, a stabilit că printre primii tocmai umaniștii italieni au fost interesați de limba română. Deci vorbesc de 1440-1450, în special se referă la Piccolomini, la alți umaniști, iar cele mai interesante discuții despre individualitatea limbii române au avut loc în anticamera Papei de la Roma. Pe atunci teologii erau și persoanele cele mai școlite, nu-i așa? Mă refer la Evul Mediu. Și care au fost soluțiile sau versiunile pe care le dădeau umaniștii italieni, care vedeau, au fusese în principate, și vedeau că limba română, fie din Valahia, din Muntenia, fie din Principatul Moldova sau din Transilvania, seamănă cu italiana. Și atunci au ajuns la concluzia că româna este o formă stricată a limbii italiene. O altă versiune, că limba română este mult mai apropiată de latina vulgară și așa mai departe. Altă întrebare? Alte întrebări? Eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumim! Așa. Repet, suntem niște privilegiați, doamna Bujoga. Vă mulțumim frumos. Nu se vedea portretul lui Eugeniu Coșeriu, îl acopeream eu. Sper că acum se vede. E foarte frumos, foarte frumos. Completez discursul dumneavoastră, doamna Bojoga, despre colocviile, simpozioanele Eugeniu Coșeriu. Anul viitor, în 2021, institutul nostru organizează un colocviu centenar Eugeniu Coșeriu și sper să ne întâlnim atunci. O să vă invităm și vă invităm de pe acum cu mare drag. Să ne întâlnim, nu intermediați un monitor, dar așa față-n față și să facem o conferință
așa cum ne dorim noi. Vă mulțumesc de invitație și vă venim împreună cu colegii mei de la Cluj. Sper. Sperăm și să-l invitați, neapărat să-l invitați și pe domnul profesor Borcilă. Unii colegi de la institut își amintesc că în 2009 Coșeriu a fost invitat la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, unde i s-a decernat titlul de doctor honoris causa. Cel care l-a prezentat a fost tocmai domnul profesor Borcilă. Deci a avut o comunicare foarte, foarte frumoasă și foarte interesantă. Unul din exegeții principali pe plan mondial al lui Coșeriu. Îmi amintesc acea conferință. Nu amut. Conectează microfonul. Da. Îmi amintesc acea conferință. A fost fenomenală. Eram studenți, ne buruceam să-l vedem pe savantul renumit și a fost un eveniment absolut memorabil. Întreabă doamna Viorica Răileanu, secretarul științific al institutului nostru, dacă la Chișinău sunt discipoli coșerieni. Dacă i-ați cunoscut, dacă i-ați aflat. Noi ar trebui să vă spunem dumneavoastră. Exact, da. Păi, discipoli coșerieni, aș spune că și eu sunt de la Chișinău, nu? Așa este. Deci eu vă reprezint la Cluj. Mai avem o colegă, Lolita Zagaevski, dar care a plecat în Anglia, e la Londra acum. Deci Lolita Zagaevski a făcut parte din grupul nostru de coșerieni de la Cluj. Și la sigur că mai sunt alți tineri care au auzit de Coșeriu, poate au citit un studiu, două, trei. Poate vom reveni la școlile noastre de vară. Am organizat în 2012 prima ediție, în 2013 a doua ediție și în 2016 a treia ediție a școlii de vară. Școala de vară de lingvistică Eugeniu Coșeriu, e o școală internațională, la care veneau profesori din străinătate și țineau prelegeri. Această școală de vară dura 2 săptămâni, dar în ultimii ani n-am mai organizat din diverse considerente. Să sperăm că vom relua cât de curând școala de vară, ar fi ediția a patra, și atunci vă invităm și pe dumneavoastră, sau cel puțin colegii de la institut, să vedem în ce formă putem organiza această ediție. Aceste conferințe organizate în parteneriat... Iarăși s-a întrerupt. Așa. Acum e bine? Da, acum e bine. Da, aceste conferințe organizate în parteneriat cu centre academice de aici, cu centre universitare, cu Universitatea de Stat, ați spus, Universitatea Pedagogică Ion Creangă, cât mai avem o mână de studenți, e un bun prilej să formăm discipoli, să promovăm opera coșeriană, să-i interesăm, să-i atragem, să-i contaminăm și pe ei. Inclusiv pe cercetătorii de la Institutul nostru de Filologie. Foarte bine, foarte bine. O intervenție, doamna Bojoga, din partea... Doamna Eugenia Mincu, director adjunct al Institutului Terminolog. Încerc să-i deschid microfonul doamnei Mincu. Vreau, doamnă profesor, mă bucur că am ascultat această comunicare și vreau să spun că la baza tezei de doctor habilitat a stat concepția lui Eugen Coșeriu despre limbajul specializat. Ce este limbajul specializat dacă nu este limbajul zoal plus un efort suplimentar de cunoaștere a lucrurilor care formează terminologia unuia sau altui domeniu.
acestea sunt primele formule ale tezei de dr. Habertat, care au fost argumentate pe tot parcursul tezei. Vă mulțumesc mult pentru această intervenție verbală frumoasă, în care ați arătat ceea ce este, în continuare este, Eugen Coșeriu, un alfa și omega al lingvisticii generale. Vă mulțumesc mult. La bază, teza de doctor care a avut drept reper elementele savante greco-latine, care oferă un suport internațional al terminologiei și care, cum ați spus și dumneavoastră, arată țesutul ăsta integral al limbilor, care acum noi suntem prezenți la o unificare, la o internaționalizare a terminologiei universale. Vă mulțumesc mult! Da, așa este. Aș mai veni cu o precizare apropo de terminologia latină și greacă, de origine latină și de origine greacă. Și Eugen Munteanu de la Iași are un volum extraordinar, cred că se numește Lexicologie Biblică. Vă amintiți de acest volum, doamna Mincu? Da, da. Și ce demonstrează Eugen Munteanu în acel volum? De fapt, ia ca bază empirică Biblia de la București, deci Biblia lui 1688. Și cărturarii care au trudit, de-a dreptul au trudit la publicarea, la editarea Bibliei, de altfel este prima Biblie tradusă integral din lumea ortodoxă, este Biblia tradusă în limba română, a pus și fundamentele în limbii române literare. Și terminologia de origine greacă, în primul rând, a pătruns prin traducerea textelor religioase. Și acest lucru s-a întâmplat pentru foarte multe alte limbi, nu doar pentru limba română. Deci și pentru limba germană, traducerea lui Luther a însemnat enorm de mult, fiindcă reforma în contextul creștinismului occidental, asta a însemnat. Erasmus de Rotterdam vroia ca orice limbă, până și graiul cel mai puțin numeros din lume, parafrazându-l pe Erasmus, ar trebui să aibă textele sacre în propriul idiom, adică în limba maternă. Și imaginați-vă cât de greu a fost să traduci Biblia într-o limbă în care lipseau termeni intelectuali. Fiindcă la 1688 activitatea intelectuală era o raritate, nu doar în principatele române, ci și în alte locuri. De aceea, venind la volumul domnului Eugen Munteanu, este fundamental. Aici aș mai adăuga ceva. Eugeniu Coșeriu tocmai a scris Universul de discurs. În 2000 a fost invitat la Roma cu ocazia unui mare colocviu interdisciplinar dedicat aniversării a 2000 de ani a creștinismului. Deci din toți lingviștii de pe lume, Vaticanul și alte universități care au organizat acest colocviu l-au invitat pe Eugen Coșeriu, care, dacă vreți, a reprezentat lingvistica mondială, să vorbească despre rugăciune ca text. Înainte de a se referi la rugăciune ca varietate textuală, Eugen Coșeriu introduce conceptul de univers de discurs, care e univers de cunoaștere, fiindcă actele noastre lingvistice sunt structurate și în funcție de contextul nostru cultural, contextul nostru științific, etc. Și făcea distinția între patru universuri de discurs: universul vieții cotidiene, universul științific, unde intră absolut toate științele, deci toate disciplinele sau disciplinele care și-au propria terminologie,
o sugerez. Apoi, universul de, un alt univers este universul imaginarului, unde intră literatura, tot ce creează ființa umană, și universul de discurs al credinței. Deci, pentru a vorbi despre rugăciune, Eugeniu Coșeriu avea nevoie de un context foarte, foarte larg. Și el se partajează între aceste patru universuri, repet, universul credinței, nu universul religiei, da? Și intervenția lui Eugeniu Coșeriu a fost atât de importantă, încât volumul lucrărilor, pe care l-a recenzat cu mulți ani în urmă, s-a numit I quattro universi del discorso, deci cele patru universuri de discurs, deoarece Eugeniu Coșeriu a deschis acest colocviu, a avut prelegere în conferință în plen, și Eugeniu Coșeriu a și încheiat după o săptămână lucrările colocviului, care a fost interdisciplinar, au participat filozofi, literați, istorici, persoane religioase, profesori de teologie, inclusiv cardinalul de la Milano, președintele pe viața al Italiei de atunci, Giulio Andriotti, care a făcut toate școlile la catolici, etc., etc. Deci a fost un congres extrem de interesant. Și cu această ocazie, deci a fost ultimul congres, să zicem, de amploare la care a participat Eugeniu Coșeriu, deoarece după aceea s-a declanșat boala nemiloasă și nu a mai putut merge la congrese. Dar oricum este textul la care a lucrat până în ultimul moment, deoarece știți și dumneavoastră, după un colocviu se mai dă un termen de jumătate de an, de un an, la care lumea deja s-a obișnuit cu acest termen, termen în care fiecare își desăvârșește comunicarea pe care a avut-o, astfel încât volumul de lucrări să cuprindă textele în versiune definitivă sau în ultima versiune a autorului. Iarăși nu vă aud. Vă mulțumim. Noi v-am auzit foarte bine. Mă întreb dacă colegul nostru, Sergiu Cogut, ar dori să intre cu noi în dialog. Sergiu? Sergiu, se aude? Suntem foarte nepricepuți la toate minunățiile astea tehnice. Eu cel puțin. Dragi colegi, sper că mă auziți. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să intervină, vă rog să îndrăzniți, să ridicați mâna, să scriți un mesaj, să interveniți cumva așa ca să putem deschide microfoanele și pentru dumneavoastră. Citeam, doamna Bojoga, acum câteva zile un text al dumneavoastră din Contrafort, apropo de Contrafort. Am citit și răspunsul la ancheta organizată de Vitale Ciobanu și Vasile Gârneț. M-am gândit că ar trebui să merg și eu la cărțile, la romanele pe care le propuneți dumneavoastră. Dar acel text, de mai demult, era despre un interviu dintre Cabatec și, îmi scap al doilea nume, despre opera coșeriană, o carte de interviuri. Da, e vorba de o recenzie pe care am scris-o. Da. La cartea de interviuri făcută de Johannes Cabatec și Adolfo Murghia, Die Sachen sagen wie sie sind, Eugeniu Coșeriu im Gespräch, a spune lucrurile așa cum sunt, în dialog cu Eugeniu Coșeriu, un volum care a fost lansat cu ocazia aniversării a 75 de ani a lui Coșeriu la Tübingen în Germania, un volum la care cei doi împreună cu Coșeriu au lucrat câteva veri la rând, și din tot ce am înregistrat, au publicat, să zicem, a treia parte. Sau dacă vreți, un sfert din ceea ce ei au înregistrat. Oricum, cartea a fost tradusă între timp și în român, la Iași.
în traducerea Cristinei Bliorțu și e o echipă întreagă de traducători, dar a fost tradusă și în spaniolă, fiindcă cei doi, din păcate, Adolfo Murghia nu mai este printre noi. Iohannes Cabatec este ultimul dintre discipolii lui Coșeriu, unul din discipolii favoriți, iar Adolfo Murghia făcea parte din altă generație, deci fiind mai mare decât Cabatec. Oricum, ambii au stat în preajma lui Eugeniu Coșeriu. Iar Cabatec a continuat catedra la Tübingen și s-a ocupat de arhivă, iar de câțiva ani s-a transferat la Universitatea din Zurich, dar oricum coordonează și arhiva și este cel care deja a anunțat următorul congres Coșeriu în iunie 2021, așa cum spuneam, Zurich, Tübingen. Deci e o carte extrem, extrem de interesantă. Una dintre concluziile la care au ajuns cei doi autori și o concluzie pe care ați exprimat-o și dumneavoastră e că Eugen Coșeriu este un lingvist pentru viitor. Un lingvist pentru secolul 21. Spuneți-mi, vă rog, atât de bine cunoașteți opera lui Eugen Coșeriu, credeți că sunt aspecte încă puțin cercetate, încă puțin abordate, care așteaptă cercetători din secolul 21 ca să le cerceteze, să le investigheze, să le pună la punct? Cea mai palpabilă o reprezintă aceste evenimente pe care eu le-am trecut în revistă, adică atâția lingviști, traducători, masteranți, iată, doctoranți, amintiți-vă de colocviu organizat de studenți în 2018 la Cordova. Deci Coșeriu reprezintă acea opera aperta, cum zicea Umberto Eco, Mutatis Mutandis, în domeniul lingvisticii. Deci, practic, Coșeriu a construit un edificiu teoretic care e foarte permisiv, oricând ne permite să luăm un aspect cu condiția să cunoaștem întreg edificiu. Adică e foarte important să știm la ce palier ne situăm. Și de ce limbă ne ocupăm și ceea ce vrem să facem. Deci, înainte de a procede la adunarea unor fapte empirice, că de fapt asta face orice lingvist care scrie un studiu pe o anumită temă, își face un corpus de date, pe de o parte, pe de altă parte, deci asta e baza empirică, pe de altă parte are nevoie de o bază teoretică. Deci tu te documentezi, de exemplu, dacă eu mă ocup de limba română de la Chișinău, de celebra dihotomie moldovenească, e limba moldovenească, limba română, moldovenească între ghilimele, și toate comentariile pe care le găsim în internet și sunt atâtea filmulețe video, atâtea clipuri pe această temă. Deci unde mă situez eu? Cum analizez, cum comentez aceste clipuri, aceste mici filmulețe? Vreau să mă ocup de sociolingvistică? Atunci îmi însușesc concepte de sociolingvistică. Vreau să mă ocup de educație lingvistică? Atunci merg la alt palier. Vreau să mă refer la conflictul lingvistic? Aici ating și politica lingvistică. Fiindcă, de fapt, la Chișinău, în cadrul aceleași comunități glotice sau românofone, astăzi avem un conflict lingvistic între vorbitorii de română și vorbitorii de, așa zisă, moldovenească, cărora, de fapt, le lipsește educația lingvistică. Și mai intervine și ideologia moldovenismului, care a fost impusă foarte subtil în toți acești ani. Deci, revenind la conceptele și la teoria lui Eugeniu Coșeriu, Eugeniu Coșeriu a făcut și sociolingvistică.
și la Eugeniu Coșeriu avem practic aparatul, instrumentarul teoretic în orice domeniu dorim. Doar să fim deschiși. Discursul repetat, ați spus de discursul repetat, ați găsit o teză. E bine, discursul repetat e doar un aspect, un aspect marginal din distincțiile pe care Eugeniu Coșeriu le face pentru a degaja obiectul de studiu al structuralismului. Adică, dacă vrei să faci o descriere structuralistă, tu te axezi pe structuri și lași deoparte, adică pe tot ceea ce este omogen și lași deoparte varietatea limbii. Și Eugeniu Coșeriu a făcut o serie de distincții în acest domeniu, printre care și discursul repetat. Și, vedeți, a avut un mare impact, fiindcă și profesorul de la Iași, Țelian Dumistrăcel, s-a ocupat de aceste aspecte. Iar Stelian Dumistrăcel a avut mai mulți discipoli care au lucrat pe această temă. Deci, iată, un aspect relativ marginal din teoria lui Eugeniu Coșeriu, da? Care a fost aplicat și dezvoltat. Deci, oricând se poate face acest lucru, de altfel, așa au procedat toți colegii mei de doctorat, adică cele peste 40 de teze pe care le-a coordonat, 45 cred, pe care le-a coordonat domnul profesor Borcilă de la Cluj, asta reprezintă un anumit aspect. Foarte mulți colegi au lucrat pe limbajul poetic, inclusiv colega mea Oana Boc, pornind de la limbajul poetic. A dezvoltat ideea lui Coșeriu dintr-un studiu Limbaj și poezie, altul decât limba lui Ion Barbu, publicată în 48 la Roma, și a făcut o carte foarte interesantă. Dar și alți colegi s-au ocupat de aceste aspecte. Dar, repet, în primul rând trebuie să începem cu o introducere, cu o familiarizare. E important să cunoaștem ABC-ul concepției lui Eugeniu Coșeriu, ceea ce nu e deloc simplu, deoarece avem foarte puține traduceri în română, traduceri disparate și nu există o traducere integrală a operei lui Eugeniu Coșeriu deocamdată. Imaginați-vă că Coșeriu e tradus mai mult în japoneză decât în română. Și japonezii îl cunosc mai bine decât îl cunoaștem noi, deoarece o colega de care am vorbit, Emma Tămâianu, a publicat o carte, Integralismul în Japonia, adică receptarea concepției lingvistice a lui Eugeniu Coșeriu în Japonia. Fiindcă ea a fost și profesoară de japoneză la Cluj, de lingvistică și de japoneză. Dar cel puțin știm ce avem de făcut pe viitor. Sau revenind la cei tineri de la Universitatea din Cordoba, care pornind, aici trebuie să deschid paranteza, profesorii de la Cordoba au lucrat cam jumătate de an cu masteranzii și doctoranzii care au organizat colocviu Eugeniu Coșeriu și au pornit de la propriile lor preocupări. Cum se comunică astăzi online? Ce tipologie de texte avem? Care e varietatea limbii spaniole cea mai difuzată, să zicem, în spațiul internetului și așa mai departe. Dar suportul teoretic de fiecare dată a fost Coșeriu. Deci dacă ei au putut să facă acest lucru, iată și noi am putea să luăm exemplu de la ei. Așa este. Inclusiv generația internetului, generația messengerului și tot de aici, tot de la Coșeriu trebuie să pornească, de la teoria coșeriană și nu putem să ne apropiem de teoria coșeriană fără a avea bine pregătită tema de acasă, fără a avea cunoștințe temeinice, cum bine ați spus dumneavoastră, în lingvistică, filosofie, filologie, sunt atâtea și atâtea lucruri de descoperit și de realizat pe acest segment. Sper să avem întâlniri față în față și aici la Chișinău, doamna Bojoga, inclusiv cu studenții de la universități cărora le-ar prinde tare bine aceste lucruri care ne le spuneți nouă și pentru care vă suntem foarte recunoscători și vă mulțumim.
Conferința noastră va fi disponibilă pe YouTube și pe site-ul Institutului de Filologie. Vă cer cu mult respect textul conferinței pentru a publica în revista Filologia, în revista Institutului. Și vă mulțumesc încă o dată, cu toată recunoștința, pentru acest dialog. Cu plăcere și sper să ne vedem cât de repede la Chișinău, pe viu. Să dea Dumnezeu. Mulțumiri și colegilor care au participat, care ne-au ascultat, care s-au implicat. Și să avem o zi frumoasă în continuare. Vă mulțumesc tuturor, vă salut cu drag, o seară bună, la revedere!